Întrebați dacă parlamentarii de Prahova le reprezintă interesele, ploieștenii au răspuns la unison că nu. Totodată, cetățenii intervievați au mai afirmat că nu cunosc niciun parlamentar al județului. Considerați că parlamentarii de Prahova vă reprezintă interesele? Cred că niciunii nu ne reprezintă interesele, nu doar cei de Prahova. I-ați văzut vreodată pe teren? În general. I-ați văzut pe teren? Cunoașteți vreun parlamentar? În campanie electorală. Considerați că parlamentarii de Prahova vă reprezintă interesele? Nu, și nu le am cu politica, îmi pare rău. Ați cunoscut un parlamentar pe viu, așa? Nu. Considerați că parlamentarii de Prahova vă reprezintă interesele? Nu de mult. Cunoașteți un nume de parlamentar de Prahova? Nu dau nume. Toți. Sunt papoși. Nu reprezintă niciunul pe nicăieri. Așa cred. În țara. Cunoașteți numele unui parlamentar de Prahova? Nu. Ați văzut unul pe viu așa? Nu. Decât ce văd în televizor și ce se întâmplă în țara asta. Suntem la pământ cu totul. Așa că noi toți cred, de fapt părerea mea, că ne-am pierdut încrederea în tot ce există bun pe fața pământului. Considerați că parlamentarii prahoveni vă reprezintă interesele? Știu prea puține despre asta ca să mă exprim. Bun, cunoașteți un parlamentar? Nu. De Prahova? Nu. Numele lui? Nu. Pe viu ați văzut unul? Nu. Considerați că parlamentarii prahoveni vă reprezintă interesele? Relativ. Cunoașteți numele vreunui parlamentar din Prahova? Nu mă interesează. Ați văzut unul pe viu? Nu. Poate cel mai grav lucru ce reiese din răspunsurile ploieștenilor este acela că nimeni nu cunoaște vreun parlamentar de Prahova, fapt care ar trebui să le dea serios de gândit aleșilor noștri.